Deci noi am avut o discuție cu conducerea clubului, cu conducerea Consiliului Județean. De fapt, mai înainte am avut o discuție cu conducerea Consiliului Local. Și juriștii noștri și oamenii care fac parte din Consiliul Director au propus la vremea respectivă, în urmă cu vreo 3-4 ani de zile, au propus primăriei să dea societății Perla Invest un alt teren din altă parte ca să se poată acest teren să revină din nou la primărie în domeniul public. La vremea respectivă, orică nu s-a putut, orică nu s-a vrut, în sfârșit. În urmă cu un an și ceva, am avut o discuție și cu conducerea Consiliului Județean, pentru că noi suntem conștienți. Aici, indiferent cine ar veni să cumpere terenul, și vedeți dumneavoastră că evaluarea care s-a făcut acum, sau reevaluarea, ajunge la 850.000 de euro. Deci este un preț destul de consistent. Nu prea își bate nimeni în capul ca să riște, să pățească cum a pățut cumpărătorul anterior în 2014. Pentru că, vă dați seama că în condițiile în care cineva ar încerca să cumpere terenul și cu intenția de a face altceva aici, noi din nou vom da drumul la procese și vor merge iarăși ani de zile. Vă spuneam că am purtat o discuție cu conducerea Consiliului Județean și există intenția din partea Consiliului Județean în momentul de față să se facă această achiziționare a terenului. Bineînțeles, urmând ca să se găsească baza legală, să găsească toate, adică să fie îndeplinit toate condițiile. Deci există această intenție. Deci noi considerăm că achiziționarea terenului trebuie să fie făcută ori de Consiliul Local, ori de Consiliul Județean, pentru că aici să continue activitatea ecvestră. Noi am avut terenul în folosință. Curtea de apel, deci ultima hotărâre judecătorească care a fost în legătură cu contractul de asociere cu primăria, este în favoarea noastră. Aia a fost. Primăria a dat terenul mai departe. Nu mai este la treaba lui. O făcut o ilegalitate. O încălca legea. Atâta vreme cât este hotărâre de la Curtea de Apel Bacău că acel contract de asociere care s-a încheiat în 2006 între primărie și Clubul Sportiv și Alcoradu, acolo erau trei entități. Deci Alcoradu venea în asociere cu toate activele, le punea la dispoziție pentru a se desfășura activitatea sportivă. Primăria venea în asociere cu terenul și îl punea la dispoziție în același scop și noi veneam ca fiind club sportiv de specialitate care să administrăm și în același timp să o singură întrebare.